Casa zidită pe stâncă. Cu siguranță că am auzit această predică de zeci de ori fiecare dintre noi. Și chiar dacă auzim un cuvânt, niciodată nu putem spune că am ajuns la deplina cunoaștere a ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească fiecăruia. Cineva spunea, când citești o carte, toate 10% ții minte. De aceea v-am încurajat, când citești o carte, și mai ales Biblia. De ce ne învață Domnul? Citește, citește, recitește. Citești, citești și iar citesc. Meditează zi și noapte asupra cuvântului Dumnezeu. Deci uităm. Pentru că suntem oameni și suntem ocupați cu prea multe lucruri care le vedem și le simțim. Și atunci ceea ce citim, prea puțin rămâne. Numai când experimentăm, rămâne acolo. Una dintre strategiile de a ține minte ceea ce citim în cărțile creștine, vorbim acum pentru noi creștinii, în Biblie, este să începem să medităm și să vizualizăm ceea ce citim. Și să cerem Domnului practică, experiență. Și în momentul acela a să vedeți ce diferență. Că vor fi situații care poate ani de zile în urmă Domnul ți-a vorbit printr-un verset și rămâne în tine. E undeva într-o cămăruță în care rămâne acolo și cumva te adapți, te întărești din izvorul acela, acelui verset, acelui cuvânt, acele experiențe care ai citit poate în diferite cărți. Acum, referitor la acest exemplu care Domnul Iisus ne-l dă, cu toții înțelegem ce înseamnă să fie o casă zidită pe stâncă și de aceea am pus și casa aceea pe stâncă, apa este jos. Este o diferență, deci avem această imagine. Dar înainte de a înțelege casa pe stâncă, dacă citim în capitolul 7, deci tot Matei la început, 5, 6, 7 de învățăturile Domnului Iisus din predica de pe munte. Dar în capitolul 7 vedem mai multe exemple, printre care vedem 3 exemple practice pentru noi. Primul, ne vorbește Domnul de poarta cea strimtă și poarta cea largă. Aici ne vorbește Domnul cumva despre începutul credinței noastre. Suntem pe calea cea largă. Și noi trebuie să alegem să ieșim din calea cea largă, unde toată lumea merge, cu de toate, cu fire, cu lume, cu păcat, cu plăceri, cu pofte, cu mândrie, cu bogății, cu de toate, și te retragi și intri pe poarta cea strimtă. Minunat mi-a dat Domnul o vedenie câțiva ani de zile în urmă și medităm la acest pasaj, Domnul mi-a readus o aminte. Deci când primești o vedenie de la Domnul, rămâne imprimată în memoria ta, în subconștientul tău, și peste ani de zile tu o spui la fel. Poate mai uiți câte ceva, dar a rămas imprimată. În vedenia mea mi-aduc aminte că vedeam, era un drum foarte lat și foarte multă lume mergea pe el. Și la un moment dat, în partea dreaptă, se face, nu era stradă, ce am văzut era ca o poartă mare. Poartă mare, de această poartă mare avea o portiță mai mică. Poate mai spus această vedenie. Acea portiță era atât de strimtă încât de-abia intrai, nu puteai să ai cu tine niciun bagaj. Imediat Domnul mi-a dat să înțeleg, pe poarta acea largă, pe drumul cel larg, calea aceasta, te poți duce cu de toate. Cu lume, cu fire, v-am spus, cu mânie, cu răutate, cu minciuni, cu de toate, te poți duce, ai atâtea bagaje. Când ai ales să-L urmezi pe Hristos, să te pocăiești, să mergi pe calea Lui, nu mai poți merge cu ce ai fost înainte, cu bagajele dinainte, și intri pe această poartă strimtă. Interesant a fost, dar totodată Domnul îți dă explicații, îți dă în cunoștință ceea ce înseamnă. Am intrat pe această poartă, deci am ieșit din calea largă, am ales să intru pe această poartă atât de strimtă, dar abia am intrat pe ea, fără niciun bagaj, totul rămâne afară, indiferent cât iubești tu toate lucrurile acelea. Și acolo era o biserică. Și am intrat în acea biserică. Deci omul când se pocăiește, primul lucru ce face? Alege calea strimtă, alege să meargă la biserică. Și stând în biserică, am simțit în momentul acela că nu trebuie să stau doar în biserică. Ce vrei să spui cu aceasta, poate întrebi. Am simțit cumva, trupul meu era în biserică, dar Duhul meu a ieșit
Și imediat lângă biserică era un munte înalt. Și am zis, wow, vreau să explorez muntele acesta. Vreau să mă urc pe el. În Duhul vedeam sus acolo. Era așa o lumină. Era așa ceva supranatural. Doamne, asta vreau. Vremea aceea n-am înțeles prea mult ce a vrut Domnul să-mi spună. După ani de zile am înțeles ca fiecare, cum am spus, intrăm pe poarta cea strâmtă, mergem în biserică, suntem învățați, dar nu rămâne doar la acel nivel. Domnul vrea să explorezi muntele acesta al relației cu El, să ajungi la un alt nivel, în dimensiunea Duhului, pentru că ieșeam în Duhul, în trup, atâția merg la biserică, dar ei nu ajung să umble în Duhul și să ajung sus pe munte, în prezența lui Dumnezeu. Wow! Nu vă pot spune frumusețea Domnului. În sfârșit și experiența care le-am avut. Mergem mai departe. A doua comparație este despre doi pomi. Deci două căi, doi pomi și apoi două case. Da? Doi pomi este pomul cel bun și pomul cel rău. De aici vedem că Domnul ilustrează creșterea noastră spirituală, care începe și trebuie să rodim. Dacă nu rodim, suntem tăiați și aruncați în foc, ne spune cuvântul Domnului. Și acolo, bineînțeles că accentuează pe prorocii mincinoși. Nu intru în aceste detalii, dar zice, îți vei cunoaște după roadele lor. Acum fiecare dintre noi am vorbit foarte mult despre roada Duhului Sfânt. Avem nevoie, ca și creștini, trebuie să rodim. Nu poți să rodești dacă n-ai Duhul Sfânt. Bune maniere, fapte bune, toți fac. Începând cu musulmanii și ortodoxii, hinduși și orice religie, au în instinctul acesta de a face fapte bune. Asta nu te califică că ești un copil al Dumnezeu. Asta nu te califică că vei ajunge în cer. Da? Dar odată ce ai Duhul Sfânt în tine, El va rodi prin tine. Deci, fără Duhul Sfânt nu poți. De multe ori face marea greșeală. În biserică, în familie, cerem celorlalți ceea ce nu au. Până nu sunt un plus de Duhul Sfânt, degeaba te ceri cu copilul tău, cu soțul tău, cu părintele tău să fie, să facă, pentru că nu poate. Dacă are o creștere mai deosebită, are puțin putere să se abțină sau să facă niște lucruri bune sau să vorbească frumos, dar nu te aștepta că va fi acea persoană pe care tu o dorești, pentru că tu ai experimentat plinătatea Duhului Sfânt. De aceea trebuie să ne rugăm pentru aceasta. Mergem la a treia ilustrație, două case. Da? Și e vorba de casa zidită pe stâncă și casa pe nisip. Aici, din nou, ilustrează maturitatea creștinului, că ai ajuns să înțelegi, cu adevărat ai ajuns sus pe munte cu Domnul, la un alt nivel. Asta nu înseamnă că vom ajunge de săvârșit și gata, de acolo nu există mai mult. Totdeauna există trepte ca să ajungem mai sus. Dar totodată vedem aici finalul creștinului și vedem judecata Domnului de răsplătire sau de pedeapsă. De aceea finalul vieții noastre nu este ce zice lumea sau ceea ce noi am crezut, ci ceea ce zice Dumnezeu. Dumnezeu are ultimul cuvânt și se prea poate să ne lăsăm păcăliți. De aceea vreau să citesc acum pasajul și ne concentrăm asupra acestui subiect. Matei 7:21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău? N-am scos noi draci numele Tău? N-am făcut noi multe minuni numele Tău? Aici vreau să mă opresc puțin. Deci, la primul verset, în Matei 7:21, ne spune, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra părăția Domnului, ci cel ce face voia Tatălui meu. Care e voia Tatălui? Voia Tatălui este bună, plăcută și desăvârșită. Dar răspundeți tu imediat și vei realiza la ce nivel ești. Ce dorește Tatăl? Și tu poate spui acum, ce depinde la ce nivel ești tu, depinde ce ai învățat în biserică, depinde ce este în inima ta.
vei spune, vei răspunde la această întrebare. Eu ceea ce am înțeles, nu că am eu răspunsul desăvârșit, voia Tatălui este să fim ca și Hristos. Voia Tatălui este să fim una cu Hristos. Voia Tatălui este să nu mai trăiesc eu, ci El să trăiască mine. Voia Tatălui este într-adevăr sfințirea, dar fără Hristos, fără Duhul Sfânt, n-am să pot. De aceea focusul meu este să-L am pe Hristos și Duhul Sfânt și apoi sfințirea, pentru că automat suntem sfințiți prin jertfa Lui, dar viața noastră de zi cu zi. Deci intimitatea, unitatea, părtășia care noi trebuie să avem cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și bineînțeles, automat vine ascultarea de El. Apoi când zice despre proroci, nu intru în acest subiect. Este cel mai dur verset din Biblie. Mai avem, când spune, de asemenea, depărtați-vă de la mine, nu vă cunosc. Spune aici acest verset care ne doare, zice, omul vine și spune, Doamne, Doamne, deci când spui Doamne, Doamne, înseamnă că Hristos pentru tine este masterul, este Domn. Cu toate acestea, Domnul Iisus spune, niciodată eu nu v-am cunoscut. Și apoi ce, depărtați-vă la mine, voi toți care lucrați fără de legea. Momentul acesta ar trebui să ne cercetăm. Nu judecăm pe nimeni. Nu cunoaștem exact. Am zis, Doamne, ce vrei să spui? Că pe vremea ta, numai tu făceai minuni. Pe vremea ta, tu scoteai dracii. Tu proroceai, tu spuneai lucrurile care urmează să fină. Tu erai cel care vindecai, nu omul. Dar Domnul Iisus a spus ceea ce urma să fie. Cum mulți vor fura gloria Domnului. Și am stat și m-am gândit, de ce a zis Domnul Iisus, nu v-am cunoscut. Cuvântul a cunoaște din acest context este acel cuvânt de a-ți cunoaște soția, intimitate. Și intimitatea care noi trebuie să avem cu Dumnezeu este acea unitate, părtășie, nu doar la nivel intelectual. Ce am ajuns să-L cunoaștem pe Dumnezeu în inima noastră, să-L iubim atât de mult, să ni se reveleze dragostea Lui, frumusețea Lui și trăim pentru gloria Lui, trăim să-L iubim, să-L ascultăm, căci prima poruncă este să-L iubești pe Domnul cu din toată inima, cu tot sufletul, toată puterea. Prima poruncă, asta e dorința Tatălui, asta e voia Tatălui, iubirea, dragostea. Dar astăzi atât de mult le-am schimbat și este trist lucrul acesta. Alergăm atât de mult la Domnul ca să ne dea daruri, să ne dea provizii, să ne dea sănătate. Nu-i nimic a greșit în aceasta, dar am schimbat prioritățile. Și schimbând prioritățile, principala persoană nu mai e Dumnezeu, sunt eu. Eu am nevoie de tine, dă-mi. Sau eu fac minuni, că Domnul m-a binecuvântat că sunt mai sfântă decât tine. Eu prorocesc, eu fac minuni, oamenii aleargă și vine pentru că a văzut pe Dumnezeu în mine, a văzut putere. Oamenii astăzi aleargă mai mult după putere decât după Dumnezeu. Și de aceea s-au schimbat prioritățile și de aceea Dumnezeu s-a supărat pe atâția care a furat gloria. Atâția fac astăzi minuni. Probabil datorită darului credinței, dacă ne gândim la Lucifer, care Dumnezeu l-a creat, al doilea, după Dumnezeu, după Domnul Iisus, după Trinitate, cu atâta înțelepciune, atâta frumusețe, atâtea daruri în el. Când Dumnezeu l-a alungat din cer, nu i-a luat darurile. Deci Domnul i-a dat daruri, nu i le-a luat. Și nu știm de ce, până în ziua de astăzi, vedem cum diavolul folosește darurile lui și chinuiește omul. De asemenea, un creștin, ca Domnul i-a dat anumite daruri, nu i le ia. Important este că mulți poate se pocăiesc, mulți sunt vindecați, dar persoana respectivă se poate pierde. De aceea avem mare nevoie să ne gândim și dacă stăm să ne gândim, putem să ne gândim și la acest lucru, zice, noi am prorocit, noi am vindecat, noi. Nu, Domnul vindecă, nu noi. Spunea o persoană, eu am dar de vindecare și am zis să nu mai spui lucrul ăsta. Eu vindec, nu mai spune lucrul acesta. Spune, Iisus este Cel care te vindecă. Eu doar mă rog pentru tine. Deci trebuie să fim atât de atenți
în fiecare detaliu. Când e vorba ca Dumnezeu să-ți încredințeze un dar, nu cumva să-i furăm gloria Domnului, să ieșim noi în evidență. Că s-ar putea să ajungem la acest verset. Pentru că mândria, bineînțeles, foarte mult, nici nu-ți dai seama când mândria intră în viața omului, pentru că ajunge să fie faimos, ajunge să fie căutat, pentru că vede cu ochii lui minunile lui Dumnezeu. Dar inima, zice Domnul Iisus, voi nu mă cunoașteți. N-ai ajuns la o intimitate cu mine. N-ai ajuns ca să înțelegi prioritatea numărul unu sunt eu. Că eu vreau să dau binecuvântare, eu ți-am dat anumite daruri, dar e pentru că am avut milă de cutare și de cutare și te-am folosit pe tine, dar tu te poți pierde. Domnul să ne ajute la aceasta, să mai multe, se fac și minuni fără puterea lui Dumnezeu. Dar este un verset foarte dur și greu de înțeles, dar trebuie să luăm aminte fiecare din noi. Din nou repet, Dumnezeul nostru face minuni. Atâți au venit la Domnul datorită minunilor, pe vremea Lui. Dacă Domnul Iisus nu făcea minuni, prea puțin ce înțelegeau predicile Lui. Și astăzi Dumnezeu vrea să facă minuni. Avem un Dumnezeu care și astăzi folosește oameni pentru vindecări, pentru eliberări, pentru prorocii. Da, sunt. Și astăzi. Deci nu le negăm. Dar eu spun mereu, prioritatea este întâi intimitatea, dragostea cu Domnul. După asta să căutăm, nu darurile. Darurile vor veni, treaba lui, dar nici măcar tu nu vrei să-ți iei niciun credit pe seama aceasta. E totul de la Domnul. Tu totdeauna fugi la El. Totdeauna stai în părtășie cu El. Tu totdeauna vrei să glorifici pe El și nici nu realizezi și nici nu știi ce bine a făcut Dumnezeu prin tine. Asta vrea Domnul. Și este într-adevăr, zice, voi lucrați fără de lege, înaintea Domnului, firea, mândria sau poate alte lucruri care oamenii fac în ascuns, cel puțin știu în Africa, clar, și am auzit multe mărturii ale multor păstori care se duceau la vrăjitori și făceau tot felul de ritualuri și păcate și primeau putere. Și ce credeți? Biserica se mulțea, banii se mulțea, minuni se întâmplau. Cum? În numele Domnului, în numele Domnului, dar în spate era puterea diavolului. Se poate așa ceva? Da, se poate. Eu am auzit cu urechile mele, am fost acolo și știu foarte multe lucruri și foarte periculos. De aceea, atenție mare, trebuie să vedem roadele. Primul lucru, smerenia, dragostea pentru Domnul și nu este o evidență, ci Hristos trebuie să fie totul. Acum, mergem mai departe și vedem când Domnul spune la versetul 24, de aceea pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care a zidit casa pe stâncă. În engleză spune un om înțelept. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit. Sau, alte traduceri spune nebun sau neînțelept, care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile, au izbit, s-au bătut în casa aceea și ea s-a prăbușit și prăbușirea a fost mare. După aceea, Iisus a terminat aceste cuvântări și popoarele, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învăța cărturarilor. Deci, în acest context avem de-a face cu 5 situații, cu 5 personalități, să spunem. Omul înțelept, ploaia, inundațiile, vântul sau furtuna, cuvântul Domnului, ascultarea și aplicarea practică. Vedem cum Domnul Iisus a folosit într-un mod așa de minunat această analogie în pilda sa despre constructorii înțelepți și neînțelepți. Toți știm cum se construiește o casă. Toți știm că e nevoie de o temelie. Dar cel neînțelept sau nechipzuit sau nebun ascultă cuvintele Domnului Iisus, dar apoi le ignoră imediat. De aceea este asemănat cu omul care și-a construit casa pe nisip, pe când înțeleptul ascultă și le împlinește. Și acum câteva versete. Norii și negura îl înconjoară, dar dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. Deci e vorba de temelie. Vedem în primul rând Dumnezeu ce numește temelie. Dreptatea și judecata lui sunt temelia scaunului său de domnie. Imaginați-vă acum
un tron mare de tot și are o temelie pe care stă. Și acea temelie este dreptatea și judecata lui Dumnezeu. Apoi, temelia cuvântului tău este adevărul. Vedem de asemenea altceva. Este adevărul și toate legile tale sunt drepte și veșnice. Mergeam la 1 Corinteni 3:14. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Care temelie? Temelia cuvântului Dumnezeu. Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste. Din nou revenim la dragoste. Omul care are dragoste e sigur de temelie. Indiferent de furtună, el rămâne tare. Și acum hai să intrăm mai în adâncime. Ce înseamnă casa care este zidită pe nisip? Despre cine este vorba? Este vorba de oamenii care nu împlinesc ceea ce au auzit. Chiar dacă știu teoretic. Și mă rog ca Duhul Domnului să te cerceteze în momentul acesta, pe mine și pe tine, pe fiecare în parte. Sunt persoanele care încă trăiesc în fire, în lume, în păcat. Le place moda, le place lumea. Nu au plinătatea Duhului Sfânt, e clar. Nu au o relație intimă cu Dumnezeu. Nu meditează zi și noapte asupra cuvântului Său. Nu își găsesc plăcerea în cuvântul Domnului, în post, în rugăciune, în închinare. Ei se simt mai bine în sistemul lumii de gândire, în sistemul lumii de acționare, în comparație, în compromisuri. Ei țin cont mai mult ce zic alții decât ce zice Dumnezeu. Trăiesc mai mult să mulțumească pe alții decât să mulțumească pe Dumnezeu. Sunt doar câteva puncte ca să înțelegem omul neînțelept. Este omul care se grăbește și nu stă să calculeze. Stai puțin dacă mă apuc să zidesc o casă, nu aici pe nisip, că oricând se poate clătina. De ce? Omul nu cunoaște strategiile de luptă, nu înțelege lucrarea spirituală, nu înțelege atacurile vrășmașului, nu cunoaște și nu înțelege mai în profunzime ceea ce Dumnezeu spune. Pentru că a mers la biserică, a auzit cuvântul, dar a ieșit la biserică și s-a dus direct pe Facebook. S-a dus direct să discute, să bârfească, să vorbească. Nu a pus în aplicare ceea ce Dumnezeu a vorbit. De aceea, nu vorbesc doar în momentul când eu sâmbătă vorbesc. De câte ori asculți o predică, duminica la biserică, joia, pe internet, oricând, haideți să ne facem timp și să punem în aplicare. Ia, ce ne-a vorbit Dumnezeu astăzi? M-am bucurat că am auzit pe internet o biserică, de asemenea, duminica vorbea păstorul și în timpul săptămânii se întâlneau în grupuri și discutau ceea ce a auzit duminica. Hai acum să medităm mai profund, pentru că într-o oră omul, păstorul respectiv, nu poate să explice toate amănuntele și nu are toată lumina, toată revelația. Hai să discutăm despre acest subiect și sunt sigură că și tu care asculți aceste cuvinte ai anumite revelații sau în momentul acela primești o lumină nouă cu privire la acest subiect. De aceea este bine să discuți, meditezi, întrebi, scrii jos, te rogi și atunci, cum am spus la început, rămâne, se adâncește în inima ta și dorești să o pui în aplicare și cere mereu aplicare practică. Doamne, cum să aplic acest lucru în viața mea? Doamne, eu sunt acea persoană care și-a zidit casa pe nisip, sunt acea persoană care uit imediat ce am auzit cuvântul, sunt acea persoană care ignor, nu primesc mustrarea, nu primesc corectarea, nu petrec timp cu tine, timpul meu e mai mult la muncă toată ziua sau la bârfă toată ziua sau pe internet toată ziua. Doamne, când am stat ultima dată cu tine? Când te-am auzit ultima dată, Doamne? Ce înseamnă acest verset din Biblie, Doamne? Deci, vedeți, în momentul când vine lupta, atacurile, când vin încercările vieții, începe frica, îngrijorările, vinovăția, necredința, supărarea, răzbunarea, învinuim pe alții mereu, nu și-au responsabilitate pentru acțiunile, pentru alegerile lor. Aceste persoane care n-au temelia în dragostea lui Hristos, n-au această relație intimă cu Hristos. Și cu părere de rău spun, în biserică cred că sunt 80%. E dureros și haideți să ne gândim, fiecare dintre noi, de câte ori noi ne-am îndoit, am căzut în fire, am judecat, am pierdut vremea. În momentul acela pierzi, ceva se întâmplă în temelia ta, s-ar putea să se crape. Și în momentul când a venit furtuna, apa va intra în casa ta. De ce? Pentru că ai permis
din cauza neglijenței, nevegherii, neștiinței, prostiei, poți să spui orice, ai permis firii, lumii, stărilor, situațiilor înconjurătoare să intre în inima ta și mintea ta și nu ai vegheat să rămâi mereu în cuvânt, să rămâi în rugăciune, să te lupți totodată, să te aperi cu scutul credinței sau să iei sabia cuvântului și să te lupți împotriva oricărui atac care vine împotriva ta. Dacă timp tu nu ai rădăcina și temelia în dragoste, în cuvântul Dumnezeu, nu ai să poți. Și cazi în disperare, wow, de ce? Până când? Ajută-mă, Doamne, sun la frat, sun la suror, sunt disperat, eu nu mai știu, eu nu mai pot. De ce? Din nou, relația intimă cu Hristos, plinătatea Duhului Sfânt în viața noastră. Trebuie să înțelegem că trăim vremurile de pe urmă în care avalanșe și încercări din toate părțile vor veni. Exact cum spune acolo. Valuri, vânturi, toate vor veni ca să ne prăbușească. Deci omul care și-a construit casa pe nisip realizează după prăbușire cât timp a risipit resurse, timp, muncă pentru construirea casei și a fost degeaba. Ce înseamnă asta pentru noi? Cât timp ai mers la biserică? Ai mers. Poate ai dărui bani pentru Domnul. Ai făcut ceva voluntar pentru Dumnezeu. Și toate acestea nu te-au ajutat în momentul critic al vieții. Nu te-a ajutat în momentul când a venit nu știu ce boală, când a venit o încercare groaznică, când a venit divorțul, când ți-a murit cineva, când sunt atacuri demonice sau vise urâte sau mai știu ce. Nu te-a ajutat mersul la biserică dacă nu ai pus în practică ceea ce ai auzit. Nu te-a ajutat nici banii care i-ai dat pentru Domnul. Nu te-a ajutat nimic. Pentru că au fost activități religioase bune, dar n-au uitat inima ta și tu tot ai fost în fire, în lume. Ai fost și în biserică, în fire și în lume. Și momentul critic este la iveală cine suntem și ce avem înăuntru nostru. În momentul când, din situații critice în viața noastră, și dacă noi nu suntem echipați și întăriți în cuvântul Domnului și nu avem temelia pusă în relația intimă cu Domnul, nu suntem plini de Duhul Sfânt, vom cădea. Reacționezi fire, te enervezi, te superi, te răzbuni, faci lucruri rele. De ce? Pentru că nu ești în Hristos. Nu ai învățat răbdarea, n-ai învățat să te bazezi pe El, nu ai învățat să te încrezi în El, să taci și chiar să lauzi pe Dumnezeu. Deci dacă n-ai construit, repet, o relație intimă cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus, dacă nu ești plin de Duhul Domnului, tu nu vei putea să construiești casa pe stâncă. Nu vei putea să reziști în momentul când vin furtunile. Acum, temelia aceasta, cum am spus puțin mai devreme, se poate crăpa. Puneți întrebarea aceasta. Nu cumva temelia relației tale cu Domnul are vreo crăpătură? Cum am spus, neveghere, ai lăsat lumea, ai lăsat firea, ai lăsat stările lăuntrice, să te tulbure. Nu cumva în căsnicia ta este vreo crăpătură și nu ai reparat-o? În relația ta cu alții, cu familia ta sau cu alții, sunt crăpături? Nu cumva caracterul tău are o crăpătură? Hai să ne gândim, paharul acesta, da? Dacă el are o crăpătură, se va scurge tot ce pun în el. De ce are o crăpătură? De aceea, trebuie să ne gândim, avem nevoie să ne reparăm altarul. Țineți minte, în Vechiul Testament cu Ilie, prima dată, Ilie a reparat altarul și apoi a adus jertfe. De multe ori jertfele noastre nu sunt primite înaintea Domnului pentru că nu există acea pocăință, nu există acea recunoaștere a stării care sunt și eu tot timpul mă apăr, tot timpul mă scuz sau te învinuiesc pe tine. De aceea avem nevoie de o reparare a temeliei, a relației noastre cu Domnul în lumina cuvântului Dumnezeu. Trebuie să ne gândim ce spune Domnul la Iacov 1:22. Pentru cei ce nu au aplicat cuvântul Domnului, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. De multe ori ne înșelăm, da, eu merg la biserică, eu nu fac rele, eu dau bani și totuși nu împlinești tot ce spune Dumnezeu.
Mai departe, căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum este. Deci cuvântul Domnului este ca o oglindă. Îmi arată clar cine sunt. Citești versetul acesta, citești atâtea versete și spui, Doamne, dar eu nu sunt așa. Doamne, eu n-am ascultat. Doamne, eu nu te iubesc. Doamne, eu încă mai chicotez cu lumea, cu păcatul, cu firea. Doamne, deci cuvântul este oglinda care îți va arăta dacă e sincer. Ai curaj să te uiți în oglinda a cuvântului și să-ți vezi fiecare pată, să-ți vezi fiecare mizerie, să te pocăiești, să o recunoști, să te pocăiești, să te întorci. Apoi spune mai departe, dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, a libertății, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc. Hai să fim sinceri, am spus la început, uităm. De aceea trebuie meditare zi și noapte. Nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta. Acesta va fi fericit în lucrarea lui. Vrei să fii fericit? Haideți să nu mai fim ascultători uituci, ci să împlinim cu fapta ceea ce Domnul ne spune. Și vedem mai departe, dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. E vorba de oameni religioși, e vorba de creștini. Ce mult contează limba, că doar vorbim cu limba, dar nu împlinim cu fapta, sau vorbim multe lucruri care nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Deci mulți nu acceptă schimbare, nu acceptă purtarea crucii, nu acceptă mustrarea, nu acceptă corectarea. Și de aceea nici nu citesc, nici nu se roagă și de-abia merg la biserică. Sunt atâția creștini care citesc foarte rar în Biblie. Sunt atâția creștini care neglijează biserica. Sunt atâția creștini care merg la biserică și la închinare nu simt nimic. Să uită pe pereți sau cine știu să gândește sau să uită pe telefon. Este trist. De aceea trebuie să ne rugăm unii pentru alții. Pentru că va veni furtună și casa lor se prăbușește. Și de aceea trebuie să avem mare, mare grijă de viața noastră și să înțelegem ceea ce Domnul ne cere. Relația intimă cu El. Deci aceste persoane nu au o întâlnire reală cu Dumnezeu. Când ești în Hristos, ești o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Făptura nouă gândește ca și Dumnezeu. Făptura nouă iubește ca și Dumnezeu. Făptura nouă nu se mai supără, nu mai critică, nu mai bârfește. Făptura nouă este ceea ce Dumnezeu vrea, este El în noi. Oricât aș încerca eu, e adevărat că uneori, de exemplu, o casă să o remodelez, să o refinisez, pare, dar Domnul zice, nu vreau să te remodelez, nu vreau din nou să repar ceva în inima ta, eu vreau o schimbare radicală, nu mai vreau să trăiești, vreau eu să vin să locuiesc în tine. Nu uitați aceasta. Acum avem de-a face cu trei elemente care ne bat. Ploaia, inundațiile și vânturile. Ce poate să însemne acestea? Vedem cum Domnul Iisus exprimă metaforic aceste lovituri care vin în viața noastră. Și ce ar putea să însemne pentru viața noastră? Ar putea să însemne când vin ploi. Ele vin împreună și cu inundații și cu furtuni. Dacă ați văzut, cel puțin m-am uitat de multe ori la news în America, au fost foarte multe inundații care au venit cu furtuni, ploaie multă, furtună și inundații care a distrus mii și mii de case și într-adevăr a distrus pământuri, mulți au murit și nu este ușor. Deci ele vin împreună. De multe ori când vine un ecaz, parcă mai vin și altele. Un val cheamă al val, spune psalmistul. Ce poate să însemne aceasta? Pentru noi creștinii poate să însemne acuzații false, nedreptăți, comploturi împotriva ta, doliu, decese, pierderea de prieteni, dezamăgiri, supărări, ofense, frici, îngrijorări, pofte, patimi, dorințe firești, lumea, pofta ochilor, mândria, egoismul, furtunile mai înseamnă prigoană. Și cu toate acestea, cel care este în Hristos poate să reziste. Cel care este firesc nu o să reziste.
Gândește la fiecare dintre noi. Cum ai răspuns adversităților? Vine cineva, vine o situație critică în viața ta, nu vine singură. Nu vine doar o ploaie și te apă neașteptate. Vine și furtuna, apoi vine și inundația. Te scufunzi, pur și simplu. Am trecut pe acolo și știu. Nu este deloc ușor când vezi din toate părțile lovituri. Din toate părțile atacuri, din toate părțile parcă nu mai dorești nici, Doamne, nu mai vreau nimica și pare că Dumnezeu nu mai este. Cerul este întunecat datorită acestui nor al furtunilor, al atacurilor demonice din toate părțile. Ce faci în momentul acela? Dacă n-ai o relație cu Domnul, te prăbușești și cazi în totală depresie. N-ai de ce să te agăți. N-ai pe cine să te sprijinești. Omul nu te poate ajuta. Că spune un cuvânt, o mângâiere, îți dă un bănuț, dar nu-ți ia durerea, dezamăgirea, lupta dinăuntrul tău. Numai ceea ce tu ai construit până atunci în relația cu Domnul. Chiar dacă va fi foarte greu, bătut, imaginați-vă, te bate, să te bată cineva continuu. Nu este deloc ușor. Ai în familie situație, poate soțul, poate copilul, poate mama, poate vecinul, poate ruda de aproape la servicii. Bârfă, pierzi bani, divorț, neascultare, rușine. Sunt tot felul de atacuri, cum am spus, tot felul de acuzații false care poate să fie nedreptate care ți se face. Pierzi o casă, pierzi bani, pierzi copilul, pierzi mama. Pierzi multe. Ceea ce rămâne este temelia ta, Hristos. De ce? Pentru că totodată furtuna, ploaia, inundațiile, încercările din viețile noastre, uneori sunt îngăduite de Dumnezeu ca să-ți ia tot și să nu rămâi decât tu și El, temelia. Toate lucrurile care noi le-am adunat, mă gândeam cu așa mare durere, nu numai acum la războiul din Ucraina, cum omul a strâns poate toată viața, casă, masă, bani, de toate în casă. A pierdut tot. Vine focul. Vedem atâtea, și în România și pretutinde, atâtea focuri care arde tot. Vine o inundație. De asemenea, tot ceea ce ai strâns s-a dărâmat. Casele care au fost pe stâncă sunt singurele care au rămas. Și stai și te gândești, Doamne, pentru ce am muncit atâția ani, atâta oboseală, atâta ceartă, te-ai sculat de dimineață, atât ai tras, ai pierdut atâta timp și bani și poate relații și nu ți-ai făcut timp de Domnul pentru că ai vrut să ai, ai vrut, ai avut nevoie și dintr-o dată pierzi totul. Și stai să te gândești, Doamne, oare de ce ai spus tu căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu? Și celălalt trebuie să depă deasupra. Prioritățile în viața noastră, nu, să alergăm, să avem, alergăm, să fim, alergăm, să adăugăm în viața noastră multe lucruri care, de fapt, atât de mult ne împovărează. Mă gândeam, făceam curățenie să vopsim și a trebuit să scot toate afară, și scaune și mai multe afară. Și aproape a început ploaia și a trebuit din nou să mă chinuiesc cu scaune destul de grele să le bag în casă și mi-a venit gândul, zic, Doamne, ăia din Africa nu se mai chin. Ai nevoie de masă și de scaune, adevărat, dar când am fost prima dată în Africa și m-am dus în căsuțele lor, doar de paie așa și de pământ, sau altei n-aveau decât foarte puțin unde să-și acopere, unde se bage, știi, dacă vine ploaia. Zic, mă, de voi e mai bine, voi n-aveți facturi de plătit, n-ai nicio grijă, nu te chine cu nimic din afară, nu te împiedici de atâtea stafuri care le cumpărăm noi în casă, așa o mică comparație, da? Și ploaia, necazul în viața noastră, vrea să ne curățească de atâtea lucruri firești, pământești, care nu sunt necesare. În primul rând, cele rele. Mi-au cam aminte când am fost copil, acolo, eu lângă București am locuit. A venit inundația, stăteam aproape de râul Ialomița, așa într-o vale. Și râul era destul de mic, dar de multe ori a venit inundație mare de tot, încât a intrat în casa noastră de multe ori, așa, până la brâu. Primul an, ținute, nu mai știu ce an a fost, 70 și ceva, cred. A trebuit să vină armata cu amfibie ca să meargă prin apă, să vină să ne ia. Dar noi ne-am dus sus în pod cu tatăl meu, noi 10 copii, ne-am suit în pod.
Era noaptea, țin minte, 1-2 noaptea, intrase apa în casă, peste tot, pur și simplu ne-am trezit când apa era în casă. Nu mai putea să salvez nimic. Și tatăl meu, un om al Dumnezeu, Doamne, ce mult îmi lipsește. Ne-am suit în pod și tatăl meu a luat acordionul și am început să cântăm, să lăudăm pe Domnul. Tatăl meu avea o temelie. A zis, indiferent de încercare, indiferent că pierdem tot, haide să lăudăm pe Domnul. Ce minunat! Ce minunat! Și până la urmă au venit soldații și ne-au luat, dar tatăl meu totuși a rămas acasă și după câteva zile când s-a scurs apele. Apoi a mai venit apă de mai multe ori, dar n-a mai plecat. Ce vreau să spun cu aceasta? A curățat apa tot. Sunt atâtea lucruri mai ales la țară și aveam grădină mare după casă. Ne-a luat și paile, ne-a luat și lemnele, a luat tot a curățit. Era curățat tot. A rămas doar nomolul. Ce vreau să spun prin aceasta? Domnul vrea să curățească din viața noastră prin încercările care Dumnezeu le îngăduie, pentru că ceea ce diavolul tinde să distrugă, Domnul va întoarce spre bine. Nu uitați cu Iosif. Ce voi ați vrut, să faceți rău. Dar Domnul a întors totul spre bine. Mergem și la Romani 8:28. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Îl iubești? Ești chemat după planul său. Așa că nu ai niciun motiv să te îngrijorezi. O, Doamne, ce frumos! Am recitit din cartea lui fratele Laurențiu. Vă rog să o luați să citiți. De câte ori pun mâna pe cartea asta, deja nu mai pot decât plâng și zic, Doamne, vreau și eu. Când ajung și eu la nivelul ăsta? Și el spune așa, câteva pagini care am citit zilele astea de poze, rugăciune. Pe mine, spunea el, altcineva spune despre el, n-a scris, altcineva cu care a vorbit, i-a scris cartea. Și spunea, nimic nu-l îngrijorează, nimic nu-l face să se supere. Deci avea o temelie tare în Domnul. Pentru că știu că Dumnezeu este cu mine, este în mine și fac totul de dragul Lui, pentru gloria Lui, pentru dragostea Lui. Doamne, ce frumos! Ce nimic, nu mă îngrijorez de nimic. De multe ori uit că vreau mereu să fiu conștient de prezența Lui. De multe ori uit că mă iau cu treburile care trebuie să le fac. Dar simt câteodată când Domnul îmi readuce aminte de El. Și în momentul acela, și am spus de multe ori la soror lucrul ăsta, noi suntem foarte mult învățați, am fost învățați în acest sistem negativist și de condamnare. Vai, nu m-am rugat, vai, am uitat de Domnul, nu m-am gândit la Domnul. Vai, și toți stăm în condamnare că nu am făcut ce trebuia să facem. Și a zis, nu te mai baza pe tine, pentru că tu ești o făptură netrebnică. Noi suntem sortiți păcatului, nimic bun nu locuiește noi departe de Domnul Iisus, nu putem face nimic. De aceea, el a început să cânte, să strige și chiar să danseze. Zic, cum a dansat omul la 1600 ceva? Probabil să rea în sus de bucurie. Că Domnul mi-a adus aminte de el. Deci tot el mi-a adus aminte. Tot de el depind. Tot în el mă încred. Și de ce să mă îngrijorez? Nu mă îngrijorez de nimic. Pentru că mi-am predat toată viața, toate detaliile în mâna celui care știe, care poate, care mă iubește, care este cu mine. De aceea eu doar mă bucur în el. Nu vrei să ajungi acolo? Este posibil. Am trăit de multe ori cu acesta. N-am ajuns la desăvârșire, dar asta doresc. Dar pas cu pas, cu cât am început să zic, Doamne, totul fac pentru gloria Ta. Când vine o situație mai critică, mai dureroasă, mai, care aduce îngrijorare, care aduce frustrare, respir și zic, Doamne, îți predau Ție și această situație. Îți predau Ție și aceasta și îți mulțumesc. Simt că s-a ridicat o vară. Simt că s-a ridicat durerea, simt că s-a ridicat starea de neliniște, de tulburare și vine imediat, ce? Bucuria, pacea, Doamne, ce frumos e! O, Doamne, ajută-ne la aceasta! Mergem mai departe, ce înseamnă să fii un om înțelept, să-ți construiești casa pe stâncă. Omul înțelept nu se grăbește niciodată, nu uitați! Ne grăbim în vorbire, Doamne, mai ales eu, iartă-ne, ajută-ne, pune strajă gurii noastre! Nu uitați să repetați postul. Și am mai văzut ceva. Dumnezeu îngăduie o situație critică chiar în familia ta sau unde te duci la serviciu, unde ești provocată și trebuie să alegi să taci, că dacă vorbești, cuvântul tău va fi distorsionat,
va fi luat sub o altă formă și este scandalul mai tare, mai mare. De aceea învață să taci. În felul acesta ai timp să gândești, ai timp să te rogi, ai timp să vorbești un cuvânt înțelept la timpul potrivit. De atâtea ori am greșit, de atâtea ori am rănit, pentru că repede ne lăsăm conduși de emoții, de ceea ce este înăuntru nostru și spunem și acel cuvânt, a dat ca nu ca în perete, a rănit pe celălalt, celălalt n-a fost pregătit, n-a fost în Duhul, a fost în fire și cuvântul tău mai mult l-a rănit, mai mult l-a stârnit în loc să-l accepte. De aceea învață tăcerea, învață rugăciunea și predă-i Domnului și această problemă și tu rămâi în pace. Euul tău trebuie să moară, păi m-a rănit, păi trebuie făcută. Nu, taci, rabdă, iubește pe Domnul, încredințează-i Lui. Ai încredere în Dumnezeu. Omul înțelept, când construiește o casă, fizic ne gândim, se gândește, vizualizează casa, studiază, cercetează, face calcule, face proiectul. Bineînțeles, te gândește primul la temelie, cât ciment să pună, cât fier beton să pună, sapă adânc. În contextul de la Matei nu spune sapă adânc, dar la Luca 6:48 spune că omul înțelept a săpat adânc ca să pună o temelie puternică. Deci acest om înțelept sapă adânc, de ce să fie sigur că indiferent câte furtuni vin, și sunt, acum am ales japonezii, sunt foarte înțelepți în urma cu tremurului mare, tsunami care a venit peste ei atunci când a fost cu tremur și apoi și tsunami, au avut de studiat foarte mult și foarte multe blocuri acum care le-au construit, le construiesc în așa fel chiar dacă vine cu tremur să nu se derâme. Deci, vedeți, pentru asta trebuie calcul, trebuie studiu, trebuie înțelepciune. Nu, imediat, ok, construiesc oricum. Și vedem că acest om înțelept știe cum să construiască, dar nu se grăbește, trebuie timp, trebuie înțelepciune. De ce? Pentru că el se gândește și la pericole, și la furtuni, și la cutremure. Același lucru este pentru noi, ca să ai casa zidită pe stâncă. Noi trebuie să avem relația cu Domnul. Ne încredem în Dumnezeu. Alegem în fiecare zi, în această înțelepciune a relației care trebuie să avem cu Dumnezeu, să facem alegeri greșite, cuvinte înțelepte, să fim totdeauna călăuziți de Duhul Domnului. Stăm împărtășit cu Domnul, Doamne, e voia Ta, nu voia mea, ci voia Ta, chiar dacă mie mi se pare că e briliantă acea alegere, acea afacere, acel plan. Doamne, e voia Ta. Și nu știi, n-auzi, dar cu cât stai în cuvânt, în rugăciune, vei simți înăuntrul tău sau așteaptă mai multe zile ca să iei o decizie înțeleaptă. Numai în Hristos noi putem să fim siguri că și fundația noastră este solidă. Cum am spus mai devreme, cum mulți oameni al lui Dumnezeu au ajuns la aceasta și fratele Laurențiu era atât de sigur. În oriunde mergea, nimic nu-l supăra, nimic nu-l deranja. Deci era în Hristos. În Hristos n-ai de ce să te temi. El știe totul, El poate totul. Uneori trebuie noi, cum am vorbit data trecută despre Estera și Mardoheu, Dumnezeu nu s-a manifestat, Dumnezeu n-a vorbit, n-a trimis o prorocie, n-a trimis o vedenie, n-a trimis nimic. Probabil că Estera ar fi avut conexia ei cu Domnul, dar Biblia nu menționează. Dar a trebuit să facă ei niște pași. Dar au fost niște pași înțelepți, bazat pe temelia pe care ei au avut-o, în relația care a avut-o cu Dumnezeu, ceea ce știa despre Dumnezeu, planurile, poruncile lui Dumnezeu. Înțeleptul este cel care ascultă, păzește și împlinește cu strictețe cuvântul lui Dumnezeu, adică ceea ce citim în Biblie. De aceea el nu va cădea, nu se supără, nu se lasă ofensat. Chiar și atunci când tot iadul complotează împotriva lui, acolo vrem să ajungem. Și cu siguranță că vom avea biruință. De ce? Nu eu, eu cad imediat. Eu mă supăr imediat, eu mă ofensez imediat, dar am învățat lepădarea de sine, am învățat purtarea crucii, am învățat moartea euului, am învățat să-i predau Domnului totul, am învățat să-l las pe el să locuiască în mine. Și atunci el poate totul. Deci este atât de ușor în același timp. Și stam și mă gândeam, zic, Doamne, câți ani a trebuit să treacă? Intri pe poarta acea strâmtă, e o alegere, începi să rodești, dorești să faci multe pentru Domnul și totuși, după ani de zile de mers la biserică, de cunoaștere, abia atunci începem să ajungem la un alt nivel cu Domnul. Ferice de aceea care
citesc, studiază sau sunt într-o biserică unde se vorbește mult despre intimitatea și relația cu Domnul, ceea ce rar am auzit. Și dacă am avea astfel de lideri care înțeleg și trăiesc și au trăit și au experimentat aceasta, ar duce biserica. Asta depinde de oameni, pentru că am auzit oameni excelenți care predică lucruri profunde și adânci. Dar câți din biserică ia aminte? Numai cei care vor și care ascultă și plătesc prețul, da? Vedem cum omul înțelept urmează cuvintele Domnului în urma, în ciuda presiunilor. Vedem un exemplu, Iov. Indiferent cât a vrut diavolul ca să-l atace și l-a atacat, el a rămas tare și neclintit, încrezător în Dumnezeu. Vedem apostolii cât de mult au suferit și au fost biciuiți și bătuși și zice că s-au bucurat, că au avut parte de suferințele lui Hristos. Oh, ce minunat! Cât de mult te bucuri tu când ești prigonită. De cine? De cei din casa ta? De cei de la munca ta? De cei care nu te înțeleg? Te bucuri? Bucurați-vă când treceți prin diferite încercări, de ce Domnul lucrează noi ceva bun. Trebuie să ajungem încât, indiferent de atacuri, indiferent de încercările vieții, de furtuni, de ploi, de inundații, noi să ne bucurăm că Domnul este cu noi și toate lucrurile lucrează spre bine. Și ce dacă pierdem? Dacă pierzi ceva din lumea aceasta, înseamnă că a avut un loc important în viața ta și Domnul zice nu. Eu nu vreau să împart inima ta cu nimeni. Nu că nu trebuie să avem o casă, o mașină, bani, să ai lucruri în casă. Nu că nu trebuie să ai prieteni, dar dacă ei au mai multă importanță în viața ta decât Dumnezeu, se va vedea momentul încercării când pierzi acele situații. Și cazi în depresie, cazi în dezamăgire, cazi în tulburare, te ceri, te superi. Și Domnul a vrut să-ți arate, dacă iei aminte și dacă veghezi și ești în lumina cuvântului, uite, asta a fost o piedică în calea ta, ca să nu te conectezi cu mine. Ce dacă ai pierdut? It's ok. Eu sunt cu tine. Acolo trebuie să ajungem, indiferent ce se întâmplă în viață, indiferent ce multe lucruri pierdem, da? Trebuie să ne încredem total în Dumnezeu. Pe măsură ce îl urmărim pe Domnul, îl urmăm, îl ascultăm, învățăm de la El ca să ne încredem în El, să-L ascultăm, să-L iubim și cu siguranță casa noastră va fi pe stâncă. Omul înțelept este credinciosul a cărui viață este pe stânca lui Hristos. Și am găsit câteva versete care vreau să le citesc. El este stânca, e vorba în Deuteronom 32:4. Lucrările lui sunt desăvârșite, căci toate căile lui sunt drepte. Deuteronom 32:18. Ai părăsit stânca, cea care te-a născut. Și ai uitat pe Dumnezeul care te-a tocmit. Vedem când Dumnezeu însuși se numește stâncă și s-a supărat pe poporul Israel pentru că ei l-au uitat pe Dumnezeu care este stânca. 2 Samuel 22:2. El a zis, Domnul este stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. 2 Samuel 22:3. Dumnezeu este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește. Turnul meu cel înalt și scăparea mea, mântuitorule, tu mă scapi de silnicie. Aceleași versete sunt și în psalm, scrise tot de David. Apoi, 2 Samuel 22:32. Căci cine este Dumnezeu afară de Domnul? Și cine este o stâncă afară de Dumnezeul nostru? Aleluia, ce frumos! 2 Samuel 22:47. Trăiască Domnul și binecuvântată să fie stânca mea. Înălțat să fie Dumnezeu stânca mântuirii mele. Vedem cum David de pe vremea aceea vorbea de mântuire și îl considera pe Dumnezeu mântuitorul lui. Apoi la Psalm 18:2. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea. Din nou se repetă în același verset de două ori. În care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Deci totodată omul înțelept poate să fie asemănat și cu un pomul care este sădit lângă un izvor. La Psalmul 1 spune, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Domnului, adică la cuvântul Domnului, la cuvintele Domnului Iisus. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștezește. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Lăuda să fie Domnul pentru
harul nemărginit de mare pe care El ni l-a dat. De a înțelege frumusețea construirii casei noastre spirituale pe stâncă, și stânca este Hristos, stânca este Dumnezeu, stânca este dragostea, stânca este cuvântul Lui. Să fim ascultători și împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători. Vedem clar că Domnul face acea divizare între cei doi oameni. A venit la biserică, a auzit cuvântul, dar l-a uitat, nu l-a împlinit. Celelalte persoane a venit la biserică, a auzit cuvântul, l-a cercetat și a căutat cu tot din adinsul să pună în aplicare. Și atunci, prin aceasta s-a dovedit că casa lui a zidit-o pe stâncă și la amândoi au venit ploaia, furtunile și inundațiile. Acesta s-a prăbușit, acesta a rămas tare. Din care categorie ești? O să zici, sunt bine, sunt pe calea Domnului, slavă Domnului. Cu toții mă avem de crescut, cu toții mă avem de construit la temelia credinței noastre, temelia dragostei noastre, temelia relației noastre cu Dumnezeu. Cu toții trebuie să înțelegem că ploaia, furtunile, vânturile vor veni. Indiferent cât te rogi, indiferent cât postești, indiferent la ce nivel ești cu Domnul și sus pe munte cu Domnul, atacurile, încercările vor veni peste fiecare. De ce? Domnul Iisus a spus clar, în lume veți avea necazuri, dar îndrăsniți, eu am biruit lumea. Cu alte cuvinte, eu sunt în voi și voi birui pentru voi. Dar trebuie să ai această temelie, trebuie să ai această cunoaștere, trebuie să ai această relație, această revelație zilnică. Și atunci, imediat, multe le putem evita, multe ne luptăm, altele nu poți. Dumnezeu le îngăduie, da? Pentru că are de lucrat la caracterul tău, al meu. Are de prelucrat, de a ne curăța, de a ne elibera și nu se poate fără acea inundație, cum am spus, care curăță tot. Sau Domnul vrea chiar foc. De ce? Vrea să ardă tot ce-i vechi. Și doare. Crucificarea doare. Eu-ul nostru nu-i place, e atât de egoist și el vrea atenție. Eu. V-am spus mereu, eu-ul pe cruce. Domnul vrea ca el să fie înălțat în viețile noastre. Nu știm cine va duce ziua de mâine. De aceea am spus de data trecută, poș și rugăciune. Stăm înaintea Domnului. Nu se știe ce război, ce atacuri vor veni împotriva noastră. Postim, ne rugăm, ne întărim în credință, ne întărim în omul dinăuntru. Vor veni furtuni, ploi, nu știm ce va veni peste noi. Avem nevoie de o relație cu Dumnezeu. Avem nevoie de temelia cuvântului tare. Să nu cădem în disperare, nu cădem în frică, nu cădem în îngrijorare, nu cădem în răzbunare, nu cădem în păcat. Ispita asta la ușă. Dar tu trebuie să o stăpânești, tu trebuie să fugi. Dacă ești tânăr și fiecare știe ispitele și problemele care vin în viață. De la cele mai mici detalii până la cele mai mari atacuri demonice, putem să biruim. Chiar dacă uneori sângerăm, chiar dacă uneori pierdem, chiar dacă uneori suntem neînțeleși, bajocoriți, dar rămânem tari în Hristos. Pe aceasta trebuie să ne sprijinim și aceasta trebuie să ne dea bucurie. Indiferent ce pierd și cât pierd din lumea aceasta, fie rude, prieteni, familie, bani, orice, dar să nu-L pierd pe Domnul. Cu El voi rămâne pentru veșnicie. Și aceasta este cel mai important. Cel mai important, asta vrea Domnul. Să ajungem să înțelegem că El nu vrea doar să cere. Mereu am spus și mereu voi spune. Domnul nu vrea doar dăm, eu sunt sclavul vostru. El a trimis pe Domnul Iisus pentru noi. Nu numai să ne ierte de păcat, nu numai să ne vindece și să ne poarte de grijă, ci El l-a trimis pe Domnul Iisus ca să ajungem să fim ca și El. Să nu mai trăim noi, ci Hristos în noi. El să se proslăvească prin noi. Uite-te la viața ta și la viața mea. Cât de mult suntem conștienți în rugăciunile noastre ce cerem. Doamne, dă-mi, Doamne, ajută-mă, e totul eu. Da, avem nevoie. Da, trece prin încercări, lipsă, boală, probleme, e adevărat. Dar dacă, din nou repet, simt cum strigă Duhul Domnului înăuntru meu, mai întâi Dumnezeu. Pentru ce m-a creat Dumnezeu? Pentru gloria Lui. Nu doar dă-mi că ai putere, nu doar dă-mi darul să fac eu ceva pentru tine. Nu, Domnul nu are nevoie de tine și de mine. N-are nevoie nici de banii tăi și banii mei. Nu are nevoie. El ceea ce vrea este ca să avem acea predare totală ca El în noi.
prin noi, pentru gloria Lui să se proslăvească prin noi. Să-L iubim, să-L iubim, să-L adorăm. Și apoi e treaba Lui ce va face prin noi. Întâi golire totală. Întâi să cunoaștem despre planul, intenția Lui Dumnezeu. Și apoi celelalte vin pe deasupra. Schimbă-ți prioritățile, indiferent cât de grea ți-e viața, indiferent câte necazuri ai. Pentru că văd de multe ori și când e bilețele la biserică, rugați-vă pentru mine, rugați-vă pentru mine, ok. Și cred și Domnul spune lucrul ăsta. Rugați-vă unii pentru alții. Domnul spune, cere și vi se va da. Dar numai întâi de a-L cunoaște, de a-L iubi pe El. Pentru că situația ta va fi la fel. Astăzi e o problemă, mâine ai alta. Astăzi ai căzut în disperare, te-a ajutat cineva, s-a rugat pentru tine și ai rezolvat situația, dar tu ești tot acolo. Temelia ta este tot pe nisip și furtuna a venit și iar ai căzut. Până când? Ai nevoie să te ridici? Ai nevoie să-L proslăvești pe Domnul? Nu că n-avem nevoie de alții, avem nevoie să lucrăm în echipă, avem nevoie să ne întărim, să ne încurajăm, da. Dar în același timp ai nevoie de intimitatea ta singură cu Domnul. Ai nevoie să înțelegi, Doamne, care e destinul meu pe acest pământ. Am nevoie, Doamne, să înțelegi cum să biruiesc această situație, nu neapărat să vin mereu să te rogi tu pentru mine. Am nevoie să înțeleg puterea care este mine, cel ce este mine mai puternic decât cel ce este în lume. Doamne, cuvântul Tău vreau să-L aplic, nu doar teoretic. Cuvântul Tău spune, veți face lucruri mai mari decât am făcut eu. Când? Dacă rămânem în Hristos și Hristos rămâne în noi, El este Cel care face. Dar eu, meu trebuie pus pe cruce, dă-i loc Domnului să locuiască El în plinătatea Lui, în viața ta, în viața mea. Și în felul acesta ne numim creștini care am ieșit din biserică în sensul, nu că am părăsit biserica, vreau mai mult, vreau un Duhul, vreau să mă urc sus pe munte în prezența Domnului, în părtășie cu Domnul, la sfat cu Domnul, Doamne, ce este în mintea Ta, ce este în inima Ta, ce vrei Tu, Doamne, acum, pentru ce vrei Tu să mă rog, unde vrei Tu să mă duc, cum vrei Tu să acționezi acum. E vorba despre Tine, nu despre mine. Emoțiile mele, sentimentele mele sunt conduși, uite așa, ca valurile mării, încoace și încolo, duși de dureri, de emoții, de fire, până când, Domnul zice, pun odată pe cruce, lasă-mă pe mine să locuiesc în tine și oamenii vor vedea gloria mea, oamenii vor vedea puterea mea. Și atunci tu e sigur că nu-ți va zice, nu te cunosc, pleacă de la mine. De ce? Pentru că tu în fiecare zi lucrezi la construirea acestei temelii a relației intime cu Dumnezeu. Această dragoste, să aveți temelia și rădăcina pusă în dragoste, asta vrea Domnul. O casă rezistă dacă are temelia pusă în dragoste. O persoană care are o relație de dragoste reală, vitală cu Dumnezeu va rezista la cel mai mare foc, la cea mai mare furtună, la cel mai mare cutremur, la orice încercare vei rezista. Cum? Temelia pusă în dragoste. În cuvânt, relație intimă cu Dumnezeu. Pe ce te bazezi, din nou spun, în momentul încercării tale? Pe cine te bazezi? O, pe Dumnezeu, dar nu-și răspunde. Unde-i Dumnezeu? Nu mai înțeleg. Soră, roagă-te tu că pe mine nu mă ascultă. E confuzie. De ce? Unde ai petrecut timpul până acum? Câți ani de zile mergi la biserică? Cât de mult ai pus în aplicare cuvântul? Cât timp ai petrecut pentru altceva, altcineva? Al cui este timpul tău? Dacă tu nu petreci timp cu Dumnezeu, să ți se descopere personal, să înțelegi cuvântul, să ți se ridice credința, să dezvolți această dragoste, cu siguranță când vine ploaia, furtunile, vânturile, inundațiile, te vei prăbuși. Și prăbușirea, zice, a fost mare. O, Doamne, ferește-ne Tu de așa ceva. Ajută-ne, Doamne. Nu spun cu duc de judecată, ci spun cu acea pasiune, durere, că știu cât de greu este să fii încercat și să nu ai temelia pe dragoste, pe Hristos și să rămâi în pace în mijlocul furtunii. Omul care are casa zidită pe stâncă, că mine furtuna, indiferent cât bate valurile, el știe că de puternică e apa, stânca e de neclintit. Stânca noastră este Hristos. Temelia noastră este Hristos, Domnul. Și știu, și știu, și știu, și știu cât de mult îl iubești și mă iubește. Știu
că toate lucrurile lucrează spre bine. Știu, chiar dacă este greu, chiar dacă nu înțeleg, El se uită la mine. El mă caută să-i aduc închinare în duș și în adevăr. El vrea să trăiesc pentru gloria Lui. Eu nu mai vreau nimic pentru mine. Am nevoie. Fiecare poate să spună asta. Doamne, am nevoie să-mi rezolv problema personală, financiară, familiară, relațională, economică. Doamne, am nevoie. Dar cel mai mult am nevoie de Tine. Acestea vin și pleacă și am văzut că poți să reziști și fără bani și datorii. Am văzut că poți să reziști cu Domnul și când ești lovit, atacat, judecat, bârfit. Am văzut că poți să reziști și să mergi înainte cu Domnul și când îți moare cel drag. Am văzut că poți să reziști când totul se închide, lockdown. Poți cu El, în cămăruța ta, oriunde duci. Când ai dragoste, poți totul. Domnul să ne ajute la aceasta. Doamne, Tată, Te lăudăm și Te binecuvântăm. E așa minunat cu Tine. Iartă-ne că multă vreme am pribegit departe de Tine, pe calea cea largă. Apoi am intrat pe calea cea strâmtă, pe poarta cea strâmtă. Dar apoi, Doamne, cei mai mulți am rămas stac, blocați într-o biserică, niște ritualuri religioase, activități religioase, dar fără să fim în Duhul. Pe mulți ne-ai chemat sus pe munte și am început să explorăm, să rodim pentru Tine. Cu toate acestea mai sunt și uscăciuni în viața noastră și a trebuit să le tai. Mlădițele care nu rodesc, Tu le tai. Doare, sângerează, dar îți mulțumim. Doamne, Tată, să mulțumim că ne duci din treaptă în treaptă și din nou și din nou ne aduci aminte să Te iubim din toată inima, cu tot sufletul și toată puterea. Să-L iubim pe Domnul Iisus, să locuiască în noi, ajută-ne la aceasta. Pentru că vrem și casa noastră spirituală să aibă temelia pusă în dragoste, ca indiferent de furtună, de ploaie, de inundații, de valuri, care ne bat și ne bat rău de multe ori, noi să rămânem încrezători în Tine, să Te lăudăm, să Te iubim și să-ți mulțumim. A Ta să fie toată gloria, toată slavă, toată cinstea, pentru că numai Tu ești vrednic. Te iubim, Doamne, Te adorăm, Doamne, și îți mulțumim că ne vei ajuta pe toți la aceasta. Glorie, cinste și onoare. Binecuvântează fiecare ascultător. Fără Tine nu putem nimic, Doamne. Tu ai spus și știm lucrul ăsta. Atrage-ne la Tine. Nimeni nu vine la mine dacă nu-i atras de Tatăl meu. De aceea cerem, atrage-ne la Tine. Doamne, ca un magnet irezistibil. Să ne descoperi inima Ta, dragostea Ta. Așa încât, indiferent de cercare, nu mai ne putem deslipi de dragostea Ta. Am fost creați pentru dragoste. Am fost creați pentru Tine și vrem să trăim pentru Tine. Glorie, cinste și onoare, veci de veci. Amin. Aleluia.